Propunerea legislativă a deputatului PSD Mehe Dinț, Alin Chirilă, legea 97 din 2023, prin care se oferă posibilitatea legală consiliilor locale, care doresc să asigure masa caldă gratuită în școli, creșe, grădinițe, centre de zi, a fost votată în unanimitate în Senatul României. Faptul că fiecare copil al României are dreptul la educație, însă statutul socioeconomic al familiilor din care provine marea majoritate a copiilor de vârstă școlară nu le permite nici măcar asigurarea zilnică a unui pachet pentru a fi prezenți la orele de curs, acest aspect constituie o situație importantă pentru deputatul PSD Mehe Dinț, Alin Chirilă, care consideră faptul că prin această propunere legislativă, și anume masă caldă în școli, va crește rata de incluziune educațională a copiilor din comunitățile locale pe care le administrează UAT-urile. Inițiativa privind posibilitatea acordării unei mese calde gratuite pentru copiii din preuniversitari de către autoritățile locale a fost votată de Senat. Aveam de face cu o inițiativă foarte bună și extrem de utilă pentru autoritățile locale, în ultimă instanță pentru beneficiari care sunt copiii noștri, copiii României, care au nevoie de această masă caldă în școli. Inițiativa vine în completarea programului Masă Caldă în Școli, care sigur nu poate acoperi toate nevoile comunităților locale și a copiilor din întregul învățământ. De aceea, inițiatorii acordă posibilitatea legală consiliilor locale și consiliilor județene care doresc și au posibilitatea financiară să asigure masă caldă gratuite în creșe, grădinițe, centre de zi, prin sălile de mese sau servicii de catering din bugetele proprii, din bugetele locale, în urma hotărârilor de consilii locale, în limitele și în sumele prevăzute și destinate cu acest scop. Prin programul Masă Caldă în Școli am căutat să completăm cu această inițiativă. Sigur că apreciem în mod special faptul că bugetul Ministerului Educației sau bugetul de stat nu este afectat în vreun fel, practic doar bugetele locale, acolo unde comunitățile locale își permit acest lucru, este cel afectat, astfel încât să putem oferi în orașele și comunele din județul Mehe Dinț pentru cei care își permit această masă caldă. Propunerea legislativă prevede că autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot aproba programe proprii pentru acordarea de masă gratuită prin infrastructura proprie sau prin servicii de catering, atât pentru copii înscriși în creșe, grădinițe și în centre de zi cu program normal și prelungit, cât și pentru elevii înscriși în învățământul preuniversitar, în unitățile de învățământ cu program normal și în cele care organizează programe școală după școală. Finanțarea se asigură din bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor sau ale județelor în limita sumelor cu această destinație. Prin această inițiativă, autoritățile locale vor putea crește rata de incluziune educațională a copiilor din comunitățile locale pe care le administrează, ceea ce este foarte important, deci va conduce la scăderea abandonului școlar. Și noi credem că niciun efort nu este prea mare atunci când trebuie să venim în asigurarea accesului la educația copiilor noștri. Altfel, România nu va avea viitorul pe care îl dorim cu toții. Țin să mulțumesc în mod special comisiei raportoare, comisiei pentru educație, pentru felul în care au abordat această problemă și pentru susținerea inițiativei și vă invit pe toți, dragi colegi, să susținem această inițiativă. Alin Chirilă, deputatul PSD Mehe Dinț, cunoscut drept un om implicat în comunitate, fiind atent la nevoile cetățenilor, a pus mereu pe primul loc educația, deoarece aceasta reprezintă pașaportul pentru viitor al fiecărui copil, pentru că ziua de mâine este a celor care se pregătesc pentru ea. Educația transformă viitorul oamenilor, iar frumusețea cunoașterii ne inspiră să învățăm ceva nou în fiecare zi. Doar prin cunoaștere, creativitate și curiozitate, copiii ajung adulții de mâine. De aceea, atunci când legiferăm, trebuie să avem în vedere interesul superior al copilului prin asigurarea accesului necondiționat și nediscriminatoriu la învățământ și la condiții adecvate pentru formarea educațională și menținerea unei vieți sănătoase la care contribuie în mod decisiv alimentația de zi cu zi. Aceasta a fost principala motivație pentru care am elaborat actuala propunere legislativă, a transmis deputatul PSD Mehe Dinț, Alin Chirilă. Propunerea legislativă a deputatului PSD Mehe Dinț, Alin Chirilă, este extrem de importantă pentru a facilita accesul la educație al copiilor din zonele defavorizate, din mediul rural și nu numai. Masa caldă face diferența pentru mulți dintre părinți în a-și trimite sau a nu-și trimite copilul la școală.